În ultima lună, micii motocicliști au participat la numeroase competiții europene și au reușit să obțină rezultate care pun Prahova pe harta motociclismului de pe continent. La una dintre aceste competiții, Mihai Pascu, coordonatorul MX Măgureni, a reușit o clasare pe podium chiar prin fiul său, Eduard, în vârstă de 10 ani, care a reușit să termine cursa pe locul 3. Am fost cu 3 sportivi, Alexandru Bucur, Anastasia Bucur și Eduard Pascu. Eduard Pascu, la una din competiții, la ultima, a venit locul 3. A venit o manșă locul 2 și o manșă locul 3. Urmează alte competiții pe Bulgaria, România, Ungaria, în toate țările est-europene. Deci noi ne-am propus să mergem la cât mai multe de campionate est-europene. Asta este baza acum, la ora actuală. La Măgureni se află circuitul de motocross unde se pregătesc sportivii. Baza este dotată cu motociclete pentru toate vârstele, cei mai mici dintre aceștia având chiar și 5 ani. Am făcut un circuit în Prahova aici la Măgureni și vrem să descoperim în general noi talente pe motosport, adică ramura motocross, viteză și automobilism. Cel mai talentat sportiv descoperit de mine este Răzvan Teodorescu, 3 titluri naționale la MotoRC. Anul acesta merge în campionatul est-european de viteză, la doar 14 ani, conduce campionatul și este pe locul 1.